Bună dimineața, Aurel. Adresându-mă adresatului de la Procuratura Generală de 3 ani de zile, în continuu n-am primit niciun răspuns, nimica, dar la o dată, data de 22 iulie, a fost dat comanda lui domnul Harujin ca să vină la fața locului procurorul de la Procuratura Generală, Mihai Ludea, cu o grupă de lucrători de la Ministerul Mediului. Ca să constatăm cât material s-a curat din definitivul 30 din 2016-2019. Comisia a fost la fața locului, a venit din funguri, au luat repede, au fost, au constatat pe prezent, varul totuși a fost arestat, groapa de var a fost arestată, mai departe până nu s-au clarificat. Iată, acum n-am niciun răspuns. Această groapă de var a dispărut, dar am primit informații de la securistul domnul Albu Alexandru, că domnul Badiluc, care a fost groapa arestată de var, el a plecat peste hotară, groapa era arestată și în prezent Badiluc nu e în țară, dar varul vrea varul din sub pericolul de amănânt mai este. Acum am zis la 40-50 de tani, eu știu, nu am constatat, nu mi-a spus nici pe mine urmă. Eu a fost măsurată groapa, mențină, lățină, cât cu asta, cu 8 metri cub de piatră, nu am primit niciun răspuns de la domnul urmă. Mai departe, primesc că de un răspuns la vicecomisar de la comisar de domnul Igor Cernil. Dacă în timp de 3 luni de zile persoanele nu se arată la fața locului cu varul, ei nu vor fi sancționați. Asta a doua acum am primit-o, de la vicecomisar. Chiar de la Procuratura Generală, în prezent, n-am primit nici la nimeni, nici un răspuns. Romul Dor de Grip, care scrie varul, folosit după Padeliuc și Padeliuc e plecat peste votar, Padeliuc s-a decis. De ce este var și Grip Dor de Toc s-a decis? De ce este var care este decis? De fapt, și groapa de var, de acolo s-a curățat totul de pe loc. Varul ăsta, pentru că în jur la, cred că era la 700 de mii, acolo varul și ala coastă, înțelegeți? Care a fost la sub pelicula și am văzut că foarte mare groapă, nu am putut să merge. Spun mea, acolo a fost ca când, înțelegi, sar la bătare, poliție nu este, dar avarul a dispărut, înțelegi. Și Grip George ăsta am vrut să spun că el este implicat de mic copil, de pe băncii de școli, fură, și nu lucrează nicăieri în care, Mercedes-ul are locuri de casă, a luat de 50.000 de euro sub cineva de acolo, și nu controlează nimic. Grip George a spus că eu m-am decis de tot varul ăsta, numai să fie pe bine, înțelegi, și gata. Nu vreau. Înseamnă că procurorul îmi scrie ei în răspuns, nu vreau. El când l-a luat 3 saci. În 3 saci a depus piatra pentru control, ca să vadă carieră. Știți, spune bine, că satul de Ștricu răspunde pietrii de val de la Orhei, Slobozeia. Dar de satul 1, iată, eu l-am scris, dar de satul 1, nici vorbă nu s-a văzut de el, înțelegi, ce întâmplă acolo. Pentru că ați fost acolo, ați cazat o mașină de platul, s-a strâns el niște pe cei ce mănânță de acolo, dar fără mine, fără să nu s-a dus să strâns de acolo, ce știe el, nu știu ce s-a strâns el acolo, absolut nu știu nimica. Dar fac procurorul, domnul Mergea și domnul Nichita, care este șoful lor, la Procuratura de Secție de Investigații, Nichita, ne-a interzis, categoric nu-l sun. Domnul Mihai Uglea nu răspunde la telefon, am sute de telefoane, dați nu răspunde. Domnul Părlii, care tot este aici, îi se ocupă de 3 ani de zile, Uglea și Părlii se ocupă de mine, până prezent nu văd rezultatul. L-am sunat cu domnul Mihai Uglea, el este, eu spus, domnul Părlii, ce mă lucrez de 3 luni de zile în procuratură, eu sunați cu timp și m-aș iei măsuri. El am spus că ei se controlează, se duc cap la cap. Și acum ne pregătesc noi robul să vedem ce spune doamna procuror. Robul și-a spune lui, cred că va primi răspunsul meu și vom vedea și ce răspuns vom primi. Și am cerut ca să fie cercetat varul, să luăm expertize de la var, ca să facem expertize varul, să vedem piatra de unii. Eu știu tare bine, piatra de la Orhei nu merge la cuptor ca să ardă varul, dar aici tot a fost, mai știu, în șelăciune și cineva poate a scris piatră de acolo, poate a dus la construcție cineva. Dar la ardele varului și piatră nu merge.
Înțeleg, procuratura și poliția promite, nu faci mare lucru, dar măcar ca atitudine s-o schimba. Da, inspecție ecologică, da, alte structuri de stat, ai contactat, ai vorbit, s-o schimbat ceva putere acolo. Conform, eu nu știu, eu făcut în ceva, nu mi-a spus acea lupinică, nici ecologia, nu zic cum, vorbesc, dar nu-mi dau și răspuns, nu. Ecologia, numai eu și le dau lor în științare, în funcționare, informațiile astea, dar ei cu mine nu țin informații, că nu au drept cu mine să țin informații, și eu nu tare cu ecologia. Asumată că secretarul și-a gestat, chiar mi-a spus lupi, doamnă, Adriana Cantaragiu. asumată pe dumneavoastră, el mi-a spus mie, eu am spus că să-i trimit niște înțelegeri, să-i trimit și am spus că eu nu pot, că sunt bireu, la mine lucrează, dar am vorbit, am vorbit breva, să vă trimită dumneavoastră acestea. Și el a spus, spune-le o lege, sunt trimit, eu vreau să vadă pe acestea. Mă ajuns, vreau să vedeți acolo, la doar de jur de lemn, acolo, grutile și de bani, sunt fotografiat eu. Nu este. Vreau așa de bani, dar eu sunt acolo, fotografiat, tot ce a lucrat Gheorghe. Și când am trimis poliția să iei bani, ei au fugit toți de acolo. S-a dus poliția economică, s-a fotografiat și s-a dus a fost în mâinile de domnul Petrovici acolo. Când câștigat, noapte, bani a fost luat și comisarul ne-a scris faptul nu s-a întâmplat cu Gheorghe la Arzvan. Deci, asta e prima dreapă de vară și a doua, de la ora altă, să nu iei mândouă. Și am primit răspuns la domnul comisar Rusu Alexandru, faptul nu s-a întâmplat cu Gheorghe la Arzvan. Ei sunt negativă toți acolo, groapa lui, fotografii de sân, groapa mea, așa fotografii am șansat firmele, unde s-au Arzvan și cu domnul comisar mi-a dat răspuns, faptul nu s-a întâmplat. Și fotografii mi-a dat tot băieți de la poliție. Mi-a dat băieți de la Petrovice, cu adevărat sunt gros, dar mai departe lasă răspundă comisarul. Ei fac acolo, duc la comisar, să-mi fac câte acolo, și comisarul mi-a dat răspuns. Am răspunsurile, am și așa, și fotografii de băieți care mi-a dat, dar ei au stins. Uite, își dau afară de un lucru, dacă asta. Înțeleg că toată mafia asta a Varului se sprijine pe PD și pe primarul din sat Gudumac. El mai candidează, nu știți Se mutează, cum se schimbă puterea locală la alegerile din 20 octombrie. primarul când îngajă școlesc, nu duc trebuie să care fost sectorist, dar nu furat primarul împreună. O furat primarul împreună, am eu fost șef de poștă, care vă 8 ani de zile șef de poștă, nu mă știți la tătii, care o susținut pe din ăsta, că zărinii să se furat 4.000 de cuburi de piatră. Dar nu mai cred, pentru că nu aveam o științare din 2016 până în 2019 cât s-a furat acum. Domnul Iulia nu era să-i spune să vadă că l-a fost de față la cu comisia și i-a spus că comisia lui, comisia din Egipt, dar nu-i spun că s-a furat din 2016 până în 2019. Și că este, că nici procuratura nu a făcut din ieri să vă împăcesc verbal mai chiar decât s-a furat atâtea cuburi. Procurorul cum ne-a spus, aici stă Hanuș, mi-a să răspundă în fața lui și altă furat. Care a furat dacă nu a prins pe nimeni? Nu a prins pe nimeni, dar din difuziu, piatra au plecat. Eu prins de câteva ori în flagrant, doar de câte ori am anunțat noi de acolo, din defileu. Noi de câte ori ne duceam, prindeam și cineva și chemam poliția. Odată eu prins în flagrant când eram cu frații cu bicicletele. Aripi și ne tragi la răspundere, măcar formal, măcar de ochii lumii. Poliția și procuratura ei sunt legați de aici, la noi, la ei, deci mafia asta. Tot ce a fost cu ținut timp comisarul, eu și procuratura, domnul Chistrugă, și alții procurori, că de-am deja s-au fugit deja, că erau procese, multe procese. Eu am scris multe procese verbale, au față, făcute, înțelegi, la sute de mii de lei, fiecare proces verbal, sute de mii. Eu nu vorbesc degeaba. Și eu nu atent și iată, nu bine. Am zis, până acolo, iar, cazul care a fost cu băiatul din Chișinău, trâncă un băiat, mi-a spus el, am stat de vorbă cu el și mi-a spus, doamne Petrovici, eu am văzut că a fost vremea de pastinte, dar eu mă tem pe mine acasă și mă rușit de pe mine. Poți să ești întregi. El a văzut, dar băiatul avea 23 de ani, mai 28, și de acasă călit, e de grani de moarte, că acolo când se duc la cu pământ, pe acolo la cu pământ, și acolo scrie, cum mi-a spus și expertul de spital. Vremea. Sava Romanu. Romanu. Și mi-a spus, domnul Petru, și eu am scris tot ce am găsit acolo. La deci eram învârtit de acolo și mergi și eu știu și mai era întrâns și era bătut, poate era bătut de ceatră, de ploaie de ceatră, tot era vârf, tot era întâlnit.
Dar mâna dânsul a primit la cap, are o rămărăzie așa, eu știu, sânge, a fost bălit în cap, și bălit la mulți ani la grane, la pat, și adic, ciorul nu l-a pus în gips atunci. Și așa de cu ciorul, așa, pe mânzărut, pe așa de cu ciorul. Doctor nu l-a pus în gips. Aici e dosar vechi, înțeleg că-s vreo 10 ani de atunci, nu? Și din 2012 ăsta, am din 2011, din 2012. Iată este dosarul, l-am dus pe anul ăsta, am fost în judicație, a spus că procurorul a scris lui Bărceana, că el mai are un dosar Bărceana, l-a dat-o pe Mătursă. Sora lui Tatu, l-a dat-o de pom, înțeles, chiar arbatul, și l-a dat-o sara și din viața, au găsit o moarte acolo. Dar noi la trinca, pe ce le spui, înțeles? Prin băiatul ăsta, dacă nu e ridicat, dacă e ridicat, el a dus spus despre dosarul ăsta din carieră. Eu că procuratura scapă de asta, că dacă nu are bani, din Maestă pe sara are 100.000, eu știu peștul că are 100.000, peste 5.000 de euro, 1.000 de euro, șaba, șaba, și că vin, înțeles, că la chiar a spus 1.000 de asta, 1.000. Da. Spus. Cum da? Crezi, mă, dacă spate, cum spate opri extragerea pietrei de var din defileul Trinca? Să închidem cele 3 căi de acces? Dar nu mai sunt în acolo nu se închid de acces, trebuie prin pe legi în care, înțeles, de ce să fie ceva, dar așa ce, eu am, uite, am aici un pachet, iau, zic, am, eu trebuie să merg în judecat, dar am sute de aia, că nu este în judecat. Cum să merg eu tot în judecat? Când să merg eu în judecat? De ce nu se, se ducă poliția, procuratorul, să duc cazul până la capăt, dar trebuie să mă duc eu să-l duc. Să ne fac eu lucrul lor, de fapt. Deci dacă statul ar aplica legea și ar pedepsi pe câțiva, s-ar opri fenomenul, așa-i? S-ar opri tare de grav, s-ar opri. Dacă ar fi acum să vede cu domnul unul, procurorul ăștia, procurorul ăștia, așa, pe stâlul, înțeleg, așa, la Nikita mea, nu interzit să-l sun șeful lor, dar unul, așa, la dațin din original de părlii, sună și mi-a răspuns, eu am sute, eu cu telefonul meu și sute de științești, mi-a răspuns nici la unul, nu vrea să răspund. Dar când îmi trebuie tot la tine, vorba, mă să mă ajut pe mine. Dar nu dacă îmi trebuie mă să-mi trebuie prin 2001. Nu știu cât s-a furat în 2016 până în 2019. Nu mă răspunde, nu vreau să răspund, înțeles. Pentru că eu, profesor, cum a spus băieții ăștia, nu mă îndecis de vară și la vară, nu mă trebuie mă să zic. Dar pe cum mă răspund, spus, cum am așa cu tot, sunt prieștiu cât coastă, nu știu, că nu am fost acolo, dar așa cum am așa de vară, s-o costă poate și până la 100, dar un minunat dacă nu vreau mașină. Mai ales așa când a fost încărcat în ușa de la comună a sus, acolo în avară 70-80 de tani de vară ies. Eu știu, și de atâta, aici așa trebuie să scoți, de scoți la lege, de vreau cine îți facă legea asta, cine să iasă. Că se întâlnește, că dacă așa ce mă îndaie, că fac și așa, așa ce. Acum mă doamne din lucru și așa, pădure, gata, ești documente, are tot de-am dat, de spus aici, că are documente. La un vagon din lucru, un cetățean are documente, dar spate să mă îndoamne, un cetățean de lucru nu poate căpăta un metru de lemn pentru arderea focului pe iarnă, sunt gazete, dar ajunge cu varul găsesc tot cine, stai pădurile, pături. Iată la mine, dacă vedeți, să vezi, dar e tot de lemnul de la vărăriu, tot de oară se întâlnă la arderea la varul. S-a dus. Să vezi copaș gros în tăie pe acolo, care și material, duc la mânt, stăie copaș gros și la material, pe așa, fel de fel de... Ai zis că ard și cauciucuri, că făceau poarta aceea gurariu mare ca să încapă și cauciucul încolo. Cauciucul ăsta, dar nu cauciucul merge în ceară, bine ca să nu mai știi. Și eu, în loc de faci, înțeles, el dacă ard 100 de cauciucuri, scoapă, scoapă lângă, mai ușor merge, înțeles, dar cât părerează aerul, cât plătește. În două ecologie nu găsesc, dar când mă duc eu am găsit. Eu când m-am dus eu și am făcut acolo, am făcut perchiziții, am făcut tot acolo, am găsit, era ascuns o peliculă, semnă, și am mers unde și era acolo. Am înțeles. Ai de ecologie, tot pentru asta, e când sunt lucrurile, am găsit să vă apă, îi primești bani. Eu îi fac cu bani cu preț, înțeles. Și de acolo, și tot așa, am făcut cu bani cu preț. Eu am materiale care s-au furat dosarul pe mare astea, dar când vreau să vină comisarul cu șeful de ecologie, domnul Preșcanu, Vasile, furat și așa șapte mai de sare care costa 5.000 de lei atunci și o văd de băie. Și a făcut în fel, dar eu am un băt prejudicat cu la corupție, așa prost.
Corupția, dar corupția s-a luat tot, să înțelegi. Câte materiale, câte sentințări am făcut eu la corupție, uzăcat, corupția nu ne-a dat răspuns nimic, pe teori și este adevărat, ori nu e adevărat. Înțelegeți? Niciodată. Acum am făcut informații tot la corupție și la centru, să vină de la centru, eu vreau să vină de la centru, să vină mașini de la centru. Eu mă duc și am fost, că la cetare am fost la audiență, m-am dus și am cerut și am fost la audiență, mă duc și am vorbit cu dumneavoastră. Dar ei e că nu pot să vii de acolo, că sunt departe. Noi avem oameni care primesc același salariu ca și mine primesc acolo. Și eu tot primesc salariul. Când înseamnă că eu primesc, eu trebuie să mă dau acolo, mă spas vorbesc cu femeia în casă, nu-și vorbesc, mă la avut, nu-și vorbesc, mă. Tu vezi că poți să-ți bagi ori de tine. Tu vrei de tați și tați la versetă, că eu sunt bărătează ăsta care a furat milioane de și procesul bărbare la poliție, la urmărit gradele, înțelegi, pe polcovnic, ori pat și polcovnic, i-am că l-a făcut că era mâna soc pe acolo pe la părință și l-a făcut pe și la cine n-a zis, vreți niște hoși și m-am zis, dacă el i-am scris lui Pintiski, la vin la fierbinte, la corupție, la dâns, și i-au dat lui Pintiski, Pintiski, este al ora, mai merg de la Ministerul din Interne, scrânească el, și scrie Petrovici, de 5 ori, de 6 ori, ia ca anul trecut, lângă la anul, nu am scris, nu am zis nici rădând, nici rădat nimic. Interșef se fac, ți-am spus, comisarul din Ievici, Crișana Coci, Crișana Chiulu, Crișana de Filiu Trânga, nu e nimic că nu e măsuri, mai ales împărat ăsta. E legat cu bandit și de aici, nu de acolo și tot, înțeles, ce se face. Mulțumesc, domnule Petrovici, pentru relatare. O să încercăm să facem mediatizare cazului și presiune aici, poate facem și niște proteste ca să trezim la realitate guvernarea sau măcar să-i vedem fața adevărată. E cu mafie varului sau contra ei? E cu mafie. Eu m-am uitat după cum banii ăștia, dacă ei s-au uitat, și sumă de bani, și nu ești de plătesc bani, altul în plătesc, eu mă vreau de bani, ce de nici nu se uită. Cât ce vreau de bani am eu care-s făcuți, cât să nu sancționați și să-i spunați și să-i duci, să înțelegi. Asta și zic, habar n-am, și dacă de ei stăți strâni, că ei scarlă, mi se întâmplă și abia au început. Tot ei scarlă, uite, la tarii de începere, sunt oameni care vor să începe la zile unde priesc, priesc pensii pe documente false. Priesc pensii pe documente și nimic a scapat jil de el. Vezi, tot este narcot, priesc, l-am prins, s-a scris cu ochiat mașina, vezi, cum mașina, mă ce nu-și mai, ești celălaltul, nu are nimic, ați ești împrins, ești, ești, spun, ca tine, cum îmi spune, la spital, vă vedeam din prinsul, ești, spun, ea arbie, dar mă nu-ți vede cu petul. Și așa se dă stadiul la el din sfârșit la Boțca, când e aici stat de la Dinga, are legătură cu Boțca, că ăsta mai neamă de lui Luca la scoră cu lui Luca. Și așa e șerul de la Boțca, nu știu să-i trimată la Boțca acolo, că e rugenii cu așa care de lucrează acolo. Și e bătă spus, nu-mi bătă spate, nu știu, nu știu, nu gata, înțelegi? Corupție mă văd tot așa. Eu am implicat și corupție, mă văd procuratura, tot e implicat acolo. E bătă spus, nu-mi bătă spus, nu-mi bătă spus, vașul, fațul din potrivit, zis, gata. La procuratorul de la Gonozut. Ce-ți mai faci, zis? Dacă nu e vântul meu din Germania și a scris atunci, au fost furate de 8 fete de lei de Java, de Java, că nu le dat, 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 dar nu ce poftim, iată-și, dar eu nu le dat nimic, zis, că sunt, până în prezent, până în prezent, eu n-am răspuns la dânsul oficial, zis, așa că s-a întâmplat acolo.